Băieți, astăzi vreau să vă arăt cum era cât pe aici să-mi pierd canalul YouTube. Acesta vreau să fie un video cât mai ineditat. Un tovarăș de-al meu, Cristi YouTube, așa îl cheamă pe YouTube, și-a pierdut și el canalul în urmă cu ceva timp, tot din această schemă. Este un schem foarte popular și astăzi vreau să vă previn legătura cu această țeapă. Totul a început în urmă cu câteva săptămâni când mi-a dat managerul, așa zis un manager, de la Shuzou Tower of Fantasy, ceva joc, am văzut și-o pe net. Și la început totul a părut perfect normal. Mi-a oferit o colaborare, un mail de colaborare și mi-au zis să le răspund dacă sunt interesant sau ceva de genul. Și am zis, da, eu sunt interesant de colaborare. De ce n-aș fi interesat de colaborare? Adică am și eu nevoie, pe bune, sincer, să duc canal mic, gen. N-am luat totul în serios, m-am gândit că poate să fie cea țeapă. Dar am zis, hai să vedem unde poate să ne ducă toată chestia asta. Eu le-am zis, hello, I'm interested in your offer, please tell me more about this collab. Așa, și ei mi-au zis că mi oferă 1200 de euro pe video, dacă vine să credeți. Adică, nu știu cum să vă zic, adică eu sunt un canal mic de 700 de abonați, 785. Și 1200 de euro pe video poate părea ceva, adică niciun canal cu 100.000 de abonați în România nu poate face așa ceva, să fim serioși. Și mi-au dat niște linkuri pe care să apăs, arhive, descărcarea jocului, ceva de genul. Bine că n-am apăsat, nici acum nu o să apăs, sper. Și cam asta e țeapa. Dacă apăsați pe aceste linkuri, basically o să vă instaleze un virus pe calculatorul vostru, o să vă fure canalul sau o să vă fure toate datele. Și asta e cel mai important, să nu apăsați pe linkuri și să nu download așa, Doamne ferește să download așa. Mi-au dat aici niște coduri, au zis ei că e ceva vrăjeală aici. Mi-au zis să instalez pe calculatorul meu o arhivă și astfel e vor avea acces la tot calculatorul vostru. Vă vor fura astfel canalul de YouTube, tot ce aveți mai important acolo, și asta e cam schema asta pe care vreau să vă avertizez de ea, de care vreau să vă avertizez de ea. Nu apăsați pe linkuri dubioase, eu am fost Ștefu, ăsta e un videoclip foarte scurt. Pa, pa!